în general, proiectele se socotesc în, sunt de ordin financiar, au anumite cifre, acest tip de proiect este inestimabil. Investim în copii, investim în viitor. Pentru noi mai mult, această investiție a contat pentru că a venit în momentul oportun, într-un moment mai dificil din punct de vedere economico-social. Era posibil ca mica noastră școală din mica noastră comunitate Racovăț să fie desființată. Urmând astfel ca acești copii să învețe la altă școală, să li se asigure transport și așa mai departe. Era mare păcat. Cu forțele noastre proprii era practic imposibil să o reabilităm la aceste standarde. Mai mult, acum poate fi autorizată din toate punctele de vedere. Lucru ce lipsește în multe din școlile din mediul rural românesc. Cuvintele noastre sunt de prisos, vă asigurăm că bucuria și importanța acestui edificiu sunt primordiale. Invităm oaspeții noștri să facă oficiile de inaugurare, să tăiem această panglică simbolică, iar copiii să se bucure în anii viitori și să nu uite că astfel de parteneriate duc omenirea către bine, către pace și colaborare între popoare. Pe alte continente sunt războaie, sunt altfel de parteneriate militare. Parteneriatele noastre, și mă refer la acest parteneriat și mai avem și altele, cu țări membre ale Uniunii Europene, au dus la astfel de rezultate, la astfel de edificii care îmbunătățesc și optimizează învățământul din comuna Pomârla. Vă mulțumesc încă o dată din tot sufletul, în numele copiilor în primul rând și al comunității noastre. Și vă așteptăm mereu ca și cetățenii ai comunei noastre. Deja vă oferim dubla cetățenie în acest moment. Vă mulțumim, dragi oaspeți, domnule prefect.